a mi și familie. Apare trebuie să mergem. Îi știi, deci atât de tot ce ai aici cu spălistă. Da, da, bineînțeles, cu adresă, cu tot. Cazul bine studiat. Domnul... Bună, domnul Mihai. Trebuie să aducem popul cu mine, mă, atâtea să aici. Că nu închei până tot după. Hai după. Bună, domnul Mihai. Și nu ne duc de chentru o zi. Dără trei familii sunt un sat, una e în alt sat, zece, nu știu unde, și nu le duc de chentru o zi. De ce vă uitați așa? Domnul Mihai, te salut. Salut. Aici împreună cu domnul Dorin și cu domnul Costel. Te salut în fine. Așa, ne-am văzut și afară, v-am strâns mâna, prietenii mei, prietenii mei. De ce mi-e stăță mai tare ca la ăștilalți? Dar de unde știți? Păi am strânsă pe deajete că mi-a murțit. Nii, uite-te, nii, fii atent. Mi-o crepa deajete cum ai strâns așa, știi, de mână. Când am dat mâna. A, păi poate că un pic am exagerat, dar... Un pic, da. Așa, domnul Mihai. Eu atâtea pachete n-am mai văzut niciodată. La grămadă. Păi tătaia, vezi ce n-ai văzut, dragul tati? Foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Nu Mihai. Acum faceți... Răcășan Marian. Acum faceți biletele. Da. Așa-i? Da. Ați scos extrasele de cont, așa-i? Da. Și... Selejan. Mara. Eu acum te stresez cu întrebări. Aici să fac bilețelele care vor fi băgate în urnă, așa e? Da, da. Bun. O să se vadă la final. Selejan Bogdan. Sârb Damian. Domnul Mihai, acum, după cum a spus, faceți lista? Da, facem lista cu participanță. Adică eu zic că ăla cel mai tare fost, caz, Mihai. Ori fost, nu, sunt mai grave. Macașala. Stai că spun, vă spun. Deci bătrâna aia din 700 să-ți iei 4 nepoți, nu e ceva. Se-o înfia pe tăți 4 pentru că le-au murit părinții și atunci i-o înfiat ea. Și ea e singură, are un venit, o pensie de 700 de lei. Pe lună. În orice caz, curajoasă. Acolo vom mere și cu pachete și plus banii ne-au mai rămas din ce am cumpărat tombola așa, dar mai rămas undeva la 37-38 de milioane, trebuie să mă uit că nu m-am uitat exact, dar ceva de genul ne-au rămas. Mai pun și eu cum era la vrem să mai punem încă 2000. 20 de milioane. Da, 2000 de milioane. Așa. Și în cazurile cum sunt astea mai speciale, vom da și niște bani, vom lăsa și niște bani. Mai sunt cazuri unde, dau un exemplu, 9 copii, toți sunt minori, cel mai mare are 16 ani, le-a murit mama, tata e operat de inimă, el îi îngrijește pe toți. Sunt multe, iar avem un caz, dar no, nu, foarte multe. Nu trebuie să dăm nume și astea, că nimeni nu trebuie să facem în public. Dar avem un caz unde a murit mama, a rămas tata singur, cu două fete minore, una de 10 ani, una de 13 ani. Amândouă fete au aceeași boală moștenită, ce, din ce cauză muri mama. E bine ajutat ăștia mai ales. Îți dai seama și femeia să iei 4 copii să-i înfiază, 3 pe lângă ei. Nu merită să ajut. Femeia e bătrână, nu e una tânără, că una tânără altfel... Păi nu, că ăștia tineri nu le plac să ajute copiii necăjiți fără... Mă, în general nu le place la oameni, din ce am văzut eu. Nu-i primul caz, că nu-i primul caz. Mă, nu, chestia că mie nu-mi plac. Chestiile astea publice. Da, dar nu, oricum, Mihai. Dar în general la oameni nu le place. Vă spun o chestie, lasă să meargă camera să vă spun o chestie. Tu l-ai Petre de la Luna, o vorbi cu neamț, care neamțul mai aduce ajutoare. Și neamțul a fost foarte deschis la chestia. Când au zis, bă, fac eu 40 de pachete, au făcut niște gentuțe frumoase, bine, două, trei ciocolăți, un suculeț, da, un fulat, da, da, bă, gestul contează. Cadou de Crăciun. Același Tulai Petre s-a dus la un magazin. La un magazin, unde e prieten cu patronul de acolo, și s-a zis către patronul, nu dai și tu ceva pentru copiii ăia. Că vrem să facem. Nu uite, sunt niște copii încăjâți, sunt, să faci o tombolă. Și eu îi explica cazul. S-a apucat ăla de urla să meargă la lucru copiii ăia. O zis Petrea, face, bă, așa mi-a fost de rușine. De rușine. Că mai era lume, mai era lume în magazin. Bă, am ieșit afară, face, m-am simțit ca un culduș. Eu m-am dus să...
Îl întreb dacă vrea să participe și sau face, bă, m-am simțit ca un culduș când s-a apucat ăla. Să meargă la lucru. Cum să meargă, mă, la lucru un copil, un minor, da? Bun, hai, la 16 ani, la 17 ani, poate să meargă la lucru în vacanță. Cât de cât, exact. Cât de cât, la un vecin, după masă, asta. Da, care sunt și bolnav și copii de 10, 12, 13 ani. Oricum, să-i fie rușine. Dacă urât din partea lui, dacă nu se bagă și el ceva pachetii. Dacă cumva aude, să-i fie rușine. Oricum, da, da. Și să se gândească că astăzi poți fi bogat și mâine să nu mai ai nimic. Da, da. Să da. Nu-ți ajungă tot averea ta să-ți cumperi sănătatea. Mâine poți să fii în locul lui. Da. Ce trebuie pus. Domn Mihai, oricum îl apreciem și pe domnul Tulai, prietenul prieten nostru. Da. Sunt mai mulți care sunt implicat. Sunt foarte mulți care, no, uite, de exemplu, uite să-ți arăt aici. Uite, cineva de pe la București, că acolo s-a făcut plata, au băgat 1500 de lei. Lei. Asta 15 milioane. 15 milioane, dar sunt mai mulți că zice că e donație de la mai multe persoane și zice fără participare. Deci domnul că nu vrea. El a făcut chestia asta. La asta. Nu, noi îl băgăm. Ca așa a fost de la început, îl băgăm. Dacă are norocul să câștige și ăsta... Se gândește ce să facă. Se gândește, donează, vinde, banii poate să-i doneze dânsul mai departe și ăsta, dar nu... Mulți ne-au zis că nu vor să participe. Bun, el a pus 5 milioane. Mai este o doamnă care a pus 100 de euro în data de... Stai să ne uităm. În data de 3-a 12-a... Nu, 4-a 12-a, a pus 100 de euro... Și în data de 19-a, 12-a, aceeași persoană a mai pus încă 500 de euro. Deci 600 de euro în total. Am vorbit pe Facebook, mi-a spus doamna, o zis că nu vrea să participe. O zis că nu interesează, ei au făcut chestia asta pentru oamenii respectivi. Și pe ea o băgăm în concurs, că nu așa, bă, așa am stabilit de la început. Da. Dar dacă așa stabilit, așa rămâne. Da, ce da, mai comentăm? Rămâne, că pe mine scoate-mă și pe mine nu. Da. Păi după aia faci ce vrei tu cu el. Oricum, niște gesturi foarte frumoase din partea lor și Sebi Mihășan a pus 400... Care Sebi? Băiatul tău? Da, 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 prietenul meu. Deci băiatul și el a pus 400 de lei și el a zis că nu-l interesează tombola. Am zis, bă, te interesează, nu te interesează, te băgăm acolo. Pentru că așa e, așa e corect, nu? Și am zis de la început, așa trebuie să nu ne abatem de la reguli. Când te-ai bătut de la reguli, ai pierdut. Da. În orice. Bun, domnul Mihai. Da. Deci, continuați așa cu biletelele, așa este? Da, facem asta, după aia le decupăm și după aia o să filmăm numai când le decupăm, le ăsta și băgăm într-un... Într-un bol, într-un bol. Am tăiat noi o sticlă de aia de 5 litri, adă-mi miră să vadă, că n-am găsit borcan transparent, că vreau să se vadă înăuntru, exact. Știi? Să se vadă înăuntru, fătuța, bagă mâna, pune mâna la ochi, amestec, o scos biletul. Ăsta-i cățelul, ăsta-i... Purcelul. Da. Asta-i bolul unde o să se vadă transparent tot. O să... Super. E scris, îs 126 de bilete, nu participant, de bilete. Pentru că sunt care au trecut de 3 ori, de 5 ori, 5 ori de... Care de, cum de mai multe ori. De câți bani au băgat? Asta, da, uite, de exemplu, Muș Daniel. Îi trecut de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Astea se decupează, fiecare să bagă acolo. Pentru că au băgat 400. Bun. Da. Așa. Da, sunt care este trecuze mai mult. În funcție de cât au băgat, știi? Bun. Un bilet la 1 milion, nu? Da. Da. La 100 de lei. Bun. Și acum să tai bilete. Nu, de-abia aștept să facem tombola. Biletele le tăiem și le punem acolo. Două. Pune-le toate foile și ține așa pe ele și le-ai tăiat de trei. Că n-ai și greșit, chiar dacă vine nimeni. Pentru că la fel. Da, da. Ajunge de acum, le facem două de după aia. Așa e. Nu se duce fanșul de asta la ochi. Vezi, Blende, că tot ți-i strâmă. Du-te, mă, și taci, mă, te-a numele tău, că e imediat. De pe listă? Așa. No, vezi să ieși? Da, cum să nu iasă? Ai văzut cu ce trei, una, două, una. Da, gata? Da. Câte bilete sunt, atâția bani s-au strâns. 126 de bilete, 126 de milioane au fost. Da.
Ca și participanți au fost undeva până în 70, 80 participanți, că au fost, dar au pus mai mult și atunci și de-aia s-a strâns suma mai multă, mai mare. Tu strângi le mai bine, Glenn, că se deschide ăla biletul. Da. Cum ți se pare așa. Participarea? O participa mulți, puțin? Bine, și dacă erau 10 era bine, și dacă erau 1000 erau bine, oricum e bine. Așa de oricum îmi ducem planul la bun sfârșit, indiferent de participanță. Am înțeles. Oricum vreau să le mulțumesc celor care au participat și le urez sărbători fericite și un an nou fericit. Mulțumim la fel, Mihai. Mulțumim la fel. Îți dă Dumnezeu sănătate și bucurie. La atâta familie. Mulțumesc la fel, la atâta lumea să dăie. Doamna Mirela, le mai faceți încă o dată? Le mai învârtiți în patru? Da, să nu se discute. Le învârti că tu... Mai bagi o dată mâna colegii. Ai făcut o cană. Eu le-am amestecat un pic. Hai, da, hai, ajută-ne și tu, Nuria. Serios, frumușică. Zic că... Cum merge treaba? Merge bine, le mai împăturăm încă o dată ca să nu intre una alta să îi stragă. Să nu intre aer între ele. Știi? Ce să nu intre? Aer. Am înțeles. Uite-te la mine, fii atent. Uite-te cum trag cu undia. Vezi cum stă biletul. Așa. Nu mai stă așa nici sculat, nici. No. Și astealte le-am făcut bine, dar nu mai stă așa, știi, ca să se împachetează să iei câte 3-4 bilete odată. Nici nu se vede numele, nimic, și dacă e numai când le desfaci. Asta vede, dar oricum și dacă se vede. Și dacă vede, arată tu nu-ți scoate. Nu se uită și amestecă frumos, așa, nu se uită, că ea exact. Pune mâna la ochi. Da, dar așa în patru nu intră atâția una în alta. E, nu intră atâta de mult aer, cred domnul Costel. Pe noi nu ne interesează cine câștigă, pe mă interesează să dea domnul să ajungă pe mâini bune. Că e cățel, că e... Ăla e cel mai important. Să îngrijească, nu? Nu mă interesează cine câștigă. Pentru că pe mine m-a interesat ce-i după. Ce-i în spate acolo, Cristinel. 100% eu sunt convins cine vrea cățăi sau mânzu, înțelegi, ăla îl îngrijești. Nu, neapărat. Ba da, ba da. O fată o câștiga la satul mare, o câștigat-o un ied de căprioară, de capră. Și umbla acum năcăjită că n-are cu ce-l duce acasă. Și tata s-o cumăsă, o bolunzut-o la cap și-o schimbat-o, da, capra pe un iepure. Și l-o dus iepurile acasă. Iepurile au fost mai ușor de dus ca avut, și capra. A avut cușcă la el. A avut unde să ține iepurile. No, da, aia ți-a, că nu-i chiar așa. Și aici, cine câștigă mânzul și n-are unde să-l țină, schimbă cu unul cu cățelul, știi? Da, noi am gătat aici bilețelele. Acum se face extragerea, vor fi 5 căței de acterieri, da. care cum vine să ridice premiul, așa se-l duce. Așa. Care cum vine în ordine și alege. Din 5, dau care vine primul și alege care vrea. Care vine al treilea și alege din ăla. Din ce-o rămas. Și care vine ultimul și alege din ăla ultimul. Așa că din... Ia ce-o rămas, ca și mine. Bun. Extragerea o să fie făcută de Nuria. Așa. Mirela citește biletul și după aceea îl pune așa în față la cameră. Ca să luăm. Bun. Extrage primul bilet. Pune așa să se vadă totul. Merca Cosmin. Merca Cosmin. Pune-te-le aici pe la mine pe palmă ca să focalizeze. Bun. Scrie cățel. Bun, asta rămâne aici. Următorul bilet. Selejan Mara. Bun. Bun, scrie. O focalizat. Cățel. Cățel. Crișan Traian Nedelcu. Așa. Cățel. Cățelul. Cățel. Amestec că mai tare nu-i așa, știi? Bine. Și rog, da, și tot așa. Și ia-i unul, da, ia-i unul care... Crișan Traian Nedelcu. Încă un cățel. Nu, fii atent că băiatul face canise. Nu, să-și face canise. Nu, no, domnul Nedelcu. Așa. Mai avem încă un cățel după care va fi mânzat.
Gata. Corpodean Simina. Așa, ultimul cățel. Ultimul cățel. Deci al cincelea premiu, cum ar fi, știi? Da, și acum va fi mânza. No, vezi aici. Așa. Cum e aia cu na. Numai la bingo mai face ca și Mihai. Asta se pricepe, mă, Mihai. Corpodean Simina. Așa, deci da, o mai primit un premiu, așa? Mai primit un cățel. Așa. Un cățel și mânza. Super. Nu are cine să grijească mânza. Deci aici mânza. Mânza pune. Super tare. Aici sunt premiile, toate 6 biletele. Da. Să le punem așa în ea. Scrie aici, Miră, pe față. Ăsta e cățel. Oricum e scris pe spate, nu? Da, da, ca să le punem să se vadă și numele și premiul. Așa. Să le punem toate, așa. Ăsta ce-i? Nedelcu, cățel. Cățel. Domnul Nedelcu a câștigat 2 căței. Lasă că își face de la de vânătoare. Nu, mă, își face canisă. Face canisă și merge la vânătoare. Nu, mă, omul, merge cu el la plimbare. Corpodean, acolo e cățel și aici îi mânza, Arizona. Stai că ți le pun așa mie. Pune 3-3. Stai așa. Nedelcu, Nedelcu, uite. De două ori, nu știu cine e domnul, nu-l cunoașteți. Nu? Nedelcu este unul la lângă Oradia. Ai, nu trebuie să-l întreb pe domnul Cosel dacă îl cunoaște, că dânsul cunoaște mulți. Da, foarte bine. Da, e bine. Îi așteptăm să-și ridice premiul, să ne contacteze și sărbători fericite. Și sperăm să pui acolo pe alea, să se vadă. Dacă te rugăm, nu putem pune o peche să vedem cam ce nu, puține. Mă, nu, a, păi, am da, mă, dar eu sunt curios, mă, dar eu sunt curios. Da-mi... Nu, mă, dar eu sunt curios, Dorine, tu nu ești așa curios. Eu sunt copil care îmi place să mă uit să văd ce cadouri am primit. Păi nu ai primit. O să plâng. Ăsta e pachetul pentru o familie întreagă. Cât plus alea de copii. Că sunt plus alea de acolo, de sus, de copii. Pachetele cu dulciuri și tot felul. Da, alea mici, alea sunt pentru copii. De sfale, pune-le acolo. Astea dacă asta se pot, ne putem uita din pungă, nu? Alea lăsați-le din pungă, Mirela, că nu mă le încurcăm. Apoi le rugăm înapoi de alea. Foarte faină. Nu, puteți să le... Dă-mi mâna pe tăcat. Blende, sacrifică-te! Nu, nu am uscătat, am văzut-o, dar nu uită. N-a poate să-ți vadă domnișoara Mânzuța, că ai bună rog de ea și de cățel. Mânzuța apă față, Simona. Ia-i, nu-i bine că ai lăsat ușa deschisă. Că intră într-o viteză și se lovește la chept aici, cu, în tocul de la ușă. Mai bine închide-ai ușa aia. Dar nu stau unde iasă. Se lovește când intră în viteză, mă, mai întâi, așa a intrat o viteză cartuș. Ar măsăruș unde? Cumva în tocul ăla de la ușă. Ar măsăruș unde? Pe la ce-i, Cangal, Mihai? Puternică este și ciocolatia, mă. Ce-o crezi că stai atârcată, bă? A să face mânză bună. Care? Gata. Am mânză să fac mânză bună. Veri cultul, veri! Am unde eu cinci alți. Am unde eu cinci alți. Am unde eu cinci alți.
acolo le pui o broc într-o că. Apă. Brocul înăuntru le dau. Cum? Înăuntru le dau brocul. Nu-i apă. Și cum zic? Da, da. Altfel și stomacul îi macină rânza cum trebuie. Peste două aia ai părechi la armăsar, mi-a. Din ce cal îi mânza? Din alu Lelu, din camel. Tă din... Tă Breton, tă din Breton. Cal mare și ăla. Nu așa mare. Cal bun. Ale le bagi balotul în cauciuc? Da, da. La Cristina l-am văzut pe filmare. Și e bun că nu se mai împrăște. Domnul Dorin, multe întrebări pune. Vrea, să vrea să-și facă și el, să pune patente. Când, când vrea să dea pe jos, intră în gaură de la cauciuc. E super. Da, dar cum își bagă plită acolo? Îți scoate în geme, da de alea în ace să găsești de alea, știi tu? De... Nu trebuie. Că dacă pui două de astea pe stolar, te super. Și și cu genunțul, dacă dă să scormonească în cauciuc, e una cândă și în tablă sau în... Gambele. Ăsta e alta cândă. Da. Uite-te la aia la tercat acum, în bătură. Și aia da. Altă. Gândiți că știu, mă dau că să-ți iei capul sus. Da, vamos. Hai că ești filmată, ține capul sus, hai. Foarte bine. Yo! La ce? La cap? Nu găsești lesa? Tot armăsar. Hai, dar bagi mânzele. Nu, că-l țin, legal. Aia, ce? Asta are pe ea le țin în rocea, știi? Îi pui pe stăbău. Am gândit că e să-l las liber. Eu zic că nu sare pe ele dacă ești acea Mihai. Eu, dar ce sare? Ești volum. Așa, așa. Da. Uite de cât gunoi o scos de la porci. Iese tancul, fraților. O mutat în Franța, dar aici nu. 100 de kg sunt primul adică nu le-am văzut când am mai fost. Așa-i? Da, du-l tu o tură, că ești, te-ai murdărit pe Adidas oricum. Ce nu ți-ai luat înșecit mine? A, păi nu pot să duc în alunie. Du-l un pic pe coale, nicolă, iar pe iarbă. Să duci aia pe trat. Acolo? Da.
Scoși o monta patruia pe dealul. Dar eu nu am. Ce are, să vezi, peste 2 ani, omul. Când avea 4 ani, 5-6 ani, cum zici, jumătate, unde ce o să fie? Și mai crește, și să ne lăsește. Telefon, că l-a zis, zis când l-a dus. Cum mă, că nu ți-ai luat alcoțelor pe telefon, că trebuie să faci cu telefon. Zis doctorul că acum ne-a dat că mă fui, să-i calghi. Nu, așa au zis, face amoniac, ca vă săracă, așa, ar afla pe mâini, inconștiente. La ce osatură are, îl face de 1300 de litri. Îl face, îl face. Dar nu-i vreo, vreo. Cât ai chiar, 800 cât? 870 avea atunci, dar era slab față de cum e acum. M-a dus la cântar, când după la ăsta. Am oare 900 de kg, 100 de kg le-au pus cu el. Opus, opus. Așa-i? Acolo e faci de ce mai știu, de ce cum am văzut. Îmi dau loc. 5 ml pe 5 ml. Pe zi? Nu am văzut. E tomate? Nu, nu. Dacă n-am dat eu la cai de tomate, să nu faci nici. Și nu te faci el? La nu-i de viol. Ăla de mâncărie. Și de viol. Tu, fiertă, la mine ți-o și a treia zi mi ai deja fi fost. Bă, nu bine, eu pentru viel le dau pastă. Dar pentru mâncare, nu știu, pentru ăsta le dau ăla. Le-am dat de până la fără. Ăla, nu știu, mă, sunt. Ăla-i sfânt. Eu văd că e pe acolo Romeo, e bucur în seara la altă, văd cât alergie de să-ți uite, nu tot pe furtuna la mine, că-l par. Ce mă necăziți, că nu-i furtunul dumneavoastră? Thank you.